Vorbim de abordarea conceptului de educație financiară și transdisciplinar prin utilizarea acestor cunoștințe și la alte discipline. Mai nou, noua lege a învățământului preuniversitar, legea 198/2023, care a intrat în vigoare în 4 septembrie 2023, undeva pe la articolul 88, dacă nu mă înșel, prevede foarte clar faptul că planurile cadru și programele școlare vor cuprinde elemente inclusiv ce țin de educație financiară, educație pentru schimbări climatice, educație pentru sănătate, educație juridică, inclusiv educație financiară. Deci, practic, toate programele, toate planurile cadru care se vor elabora și se vor revizui în spiritul acestui articol de lege vor avea în vedere acest deziderat, acela de a include noțiuni cu privire la educația financiară la diverse discipline. Educația financiară este o temă de actualitate. Sigur, vedem la fiecare pas, ne lovim de nevoile unei culturi economice solide, începând cu cei mai mici copii, în sensul că, vedeți, atunci când apar primele noțiuni de card, de bursă, ei trebuie să aibă un card în care să-și primească acea bursă, să aibă un cont în care să primească banii și încetul cu încetul să învețe să gestioneze singur bugetul primind acești bani. Experiență de viață destul de mare, poate mai mare decât a unora dintre voi. Și mi-am adus aminte ce fericită am fost la 14 ani, când de un Crăciun am primit Monopoly, un joc care la vremea aceea era, vorbim acum 51 de ani. Vremea aceea era foarte greu de găsit. Și primul exercițiu de educație financiară a fost acel joc. Cu negociere, cu banca. Dacă vrem să dezvoltăm această parte transdisciplinară, avem mediul în școală cel mai propice. Educația financiară este benefică la orice vârstă și, așa cum s-a mai spus, cu cât educăm de timpuriu copiii în acest spirit, cu atât vom avea niște adulți mai responsabili care vor putea să facă față tuturor crizelor care apar la un moment dat în societate. Și atunci când nu există o educație financiară, evident că oamenii iau decizii greșite. Ar trebui să încetăm să mai gândim asupra educației financiare doar pe segmentul celor 7 ani de acasă, să aducem educația financiară pe tărâmul școlii și să o facem cu ajutorul profesorilor, cu ajutorul partenerilor educaționali și mă gândesc aici la ONG-uri sau chiar la instituții financiar-bancare. Cum ar trebui să facem educație financiară? Părerea mea este că ar trebui să o facem la zona de confluență dintre celelalte discipline și nu ca disciplină distinctă, așadar transdisciplinar. Noi de altfel punem în practică la școală ceea ce se numește dezvoltarea competențelor de literație. Din punctul meu de vedere, și educația financiară este tot o formă de alfabetizare și ea poate fi făcută la toate disciplinele, prin creativitate, cu mare atenție, găsind formule, așa cum v-am spus că fac și eu la literatură, să aduc pe terenul disciplinei pe care o predau aceste componente. Sigur că da, repet, e nevoie însă de știință, că până la urmă educația financiară este o știință și trebuie făcută riguros și competent.